Vrei să știi cum adun cei mai proști angajați posibili care să-ți bage firma în faliment? Află cum! Salut frumoșilor, vorbim azi despre team management și în principiu despre cei mai proști angajați. De ce sunt mulți patroni care spun, mamă, nu mai găsesc angajați, toată lumea nu știu cum, tinerii nu mai vor să muncească, nu știu să facă nu știu ce, nu vor să vină în plus la muncă, Uh, uh, uh. vreau să destram mitul ăsta antreprenorial, cum că nu mai există angajați. Și faptul că am scris aici ca titlu cei mai proști angajați, nu se referă la angajați, ci la antreprenori, bineînțeles. Deci s-ar putea transpune titlul ăsta către cel mai prost antreprenor. Antreprenorul este de vină dacă nu-și găsește și nu își instruiește angajații cum trebuie. Tot ce trebuie să știți pentru a găsi un angajat bun, pentru început, dacă de exemplu acum aveți propria firmă sau urmează să vă deschideți firmă și o să aveți un angajat la un moment dat, cum aduceți primul angajat potrivit. Pentru că se vor întâmpla o grămadă de chestii, veți da fail, veți greși cu primii angajați, cum am făcut și eu, veți fi furat de primii angajați, însă cum evitați toate astea? Și mie mi-a luat undeva la 2 ani până să pot să fac chestia asta cu noi angajați ca să fie pregătiți din prima să își facă munca. În primul și în primul rând nu ceream experiență. De exemplu pe barmanie toată lumea știe că barmanii de exemplu de la cluburi sau în alte locații fac manevre da? și nu prea ai cum să-i prinzi. Așa că în cazul nostru, nu vorbesc de că toate industriile sunt la fel, în cazul nostru nu am cerut experiență, pentru că ei veneau cu un bagaj din ala de cunoștințe proaste din alte părți și au trebuit să-i scap de cunoștințele alea și nu a convenit cam nimănui. Așa că primii angajați m-au furat. Asta este. Poate o să fac un clip separat exact cum s-a întâmplat și cum am rezolvat situația după aceea. Este mai ok să-l ai fără experiență și să-l instruiești de la început cum trebuie. Dar ca să o faci, trebuie să ai niște proceduri puse la punct. Trebuie să-ți întocmești un manual de proceduri. Am vorbit și data trecută tot așa la team management cum se face lucrul ăsta, însă azi o să intrăm puțin mai în detaliu aici. Și mai fi două puncte care sunt foarte importante, neapărat să aibă cei șapte ani de acasă. Dacă este impertinent de la interviu, dacă a întârziat la interviu, nu are ce să caute pur și simplu la tine în firmă. Înseamnă că nu a fost destul de important interviu, așa că clar nu-l interesează. Vrea doar să vină la muncă, să-și ia banii, să plece înapoi acasă. Și cu angajați de genul ăsta nu faci treabă. Ei vin doar pentru salariu și să știi că poți găsi pe altcineva care e interesat de domeniul respectiv, iar ăsta, căruia nu-i convine domeniul ăla și vine doar pentru bani, să-și caute domeniul care îl pasionează pe el. Nu mai trebuie neapărat să acceptăm, ca și angajați, un uh, mediu de lucru care ne convine doar pentru pachetul salarial și atât. În rest, suntem mizerabili și nu o să ne placă și oricum o să plecăm la un moment dat de acolo. Și la fel, de la interviu se pune problema așa. Cu orice problemă se discută. Fie că e cu angajații, adică cu ceilalți colegi, fie că e cu organizarea, fie că e cu procedurile. Trebuie discutat. Angajații voștri, fie că vorbim doar de unul singur, pentru că de aici se scalează, bineînțeles, ca în orice altă afacere. Dacă înveți să angajezi un om, o să poți să angajezi angajez după aceea și 100 de oameni potriviți. Și uh, feedback-ul de la angajați este cel mai bun posibil. Nu cei care stau și înghit și vorbesc pe la spate și se duc și vorbesc cu ceilalți colegi, bă, dacă am puțin bani, bă, da programul, nu știu cum, bă. Da... Nu, nu, să spună ție, pentru că tu o să ai feedback-ul ăsta și poți să îmbunătățești procedurile, poți să îmbunătățești pachetul salarial, poți să îmbunătățești multe alte chestii, dacă accept și tu, bineînțeles, feedback-ul de la angajații tăi. Așa că hai să intrăm mai deep în manual de proceduri. După ce am început să fac treaba asta și, bineînțeles, să procedurizez din ce în ce mai eficient, adică procedurile, după feedback-ul lor, să fie îmbunătățite mereu s-a schimbat tot în companie. În momentul ăsta pot să mă trezesc la 12 ziua, dacă vreau, locațiile merg, toată lumea își face treaba, inclusiv managerii, și stau fără probleme. Ce înseamnă manualul ăsta de proceduri? Nu înseamnă regulament de ordine interioară sau internă. Nu este ăla pe care îl dau de pe net, bă, uite, așa trebuie făcut, că așa scrie la carte. Nu, nu, ăsta trebuie să-l faci tu cu mânuța ta. În funcție de ce lucrai tu, ce munceai. De exemplu, la mine cum a fost? Lucram un bar și ca să poți să ies de acolo să trec pe postul următor de manager, pentru că și atunci când deschizi o firmă nouă, nu ești antreprenor, ești antreprenor de-abia când începi să ai o echipă și să o manageriezi. Da? E, după, ce am deschis, după ce am deschis firma prima și prima locație, am lucrat eu cu asociatul meu și sora și cumnatul meu care vor deveni și ei asociați. Cât a trebuit să ies din bar ca să mai deschid una, două, trei locații, a trebuit să învăț pe cineva să facă munca mea. Și să fii barista nu este la fel peste tot. Dacă vă duceți în 10 locații diferite, dacă nu stai aceiași firmă și chiar dacă stai aceeași firmă, de exemplu un Ted's, un Five to Go, un Starbucks, vă garantez că găsiți chestii diferite chiar și acolo. Dacă nu produsele, cel puțin vibe sau, nu știu, tratamentul celor care lucrează în bar. Deci peste tot va fi diferit, așa că și la tine trebuie să fie diferit, logic. Deci munca ta toată trebuie procedurizată. În primul capitol pe care noi l-am pus, de exemplu, în manualul de proceduri, a fost conduita. Cum trebuie să te comporți la locul de muncă. Și aici vine cu haine, echipament. Adică neapărat ce porți la muncă, ce ai voie să porți ca să fii în trend cu ce se întâmplă acolo. De exemplu, într-o cafenea să ai un tricouaș negru, de exemplu, sau o cămășuță albă-neagră, șorți de protecție, mânuși în mâini, băscuță nu e cazul, dar trebuie să fii oarecum prezentabil. Nu poți să arăți, uh, am mai văzut de -astea de hipsteri și sunt îmbrăcați și, mă rog, cu rasta și cu da, nu, nu inspiră ce trebuie, practic, nu e profesionalism acolo. Zâmbetul trebuie să fii la el la casă, vibeul. Deci noi am pus inclusiv poze cu angajații, deci în manual, am făcut un PDF și am prezentat, uite, norme de conduită. Ce haine ai voie să porți? Și le exemplifici. Cam așa, tricou de ăla, alb-negru, da? pantaloni de care? Negru sau negri sau albi? Blugi nu știu de care. Să nu vin pantaloni scurți, să nu vii, adică ce poți să, în ce poți să vii îmbrăcat, în ce nu poți să vii îmbrăcat. Atunci când saluți un client, da? trebuie neapărat să-l saluți cu o zâmbet. Salut! Bună! Bine ai venit! Pur și simplu trebuie făcute și nu există, a, nu e genul meu, te antrenezi să fie genul tău, nu mă interesează de cine ești. Aici se menține locația pentru că dacă nu, nu te mai plătește locația respectivă. Și fiecare angajat, bineînțeles că în primele patru puncte, trebuie introdus în frame-ul ăsta de la început. Bă, uite aici, așa se face. 1. Se muncește, 2. Se păstrează vibe-ul, 3. Se zâmbește, 4. Se face cafeaua după cum am băgat în proceduri, o să trecem după aia la producție și trebuie să respecti chestiile astea. Pentru asta ești plătit și uite cum contribui tu la creșterea companiei. Deci trebuie de la început negru pe alb, sinceritate maximă și de la tine și de la el și astfel o să te duci în manual de proceduri și el o să înțeleagă de ce se întâmplă chestiile astea. vibe la fel, nu ai voie să țipi, nu ai voie să vorbești chestii personale, la fel, ce nu ai voie, ce ai voie să faci în timp ce muncești, ce ești la muncă. Asta toate țin de conduită, norme de conduită. În al doilea rând, am pus producția, da? Dacă există producție, dacă de exemplu sunteți pe servicii, de exemplu aveți o agenție imobiliară, ok, dacă mi-am adus secretară, ce are nevoie să vorbească la conduită? Secretara, da? Și la, la, pe partea de producție, practic, ar deveni serviciile, cum practic vinde serviciile respective. Avem un apartament, ce ai de făcut când trebuie să prezinți un apartament unui client? Numărul 1, îl întreb zona, numărul 2, îl întreb bugetul, numărul 3, câte camere, etc., cum să fie mobila din casă, să aibă cabină de duș, să aibă cadă, să aibă un dormitor, nu știu cum, să aibă balcon, să nu aibă balcon, se poate fuma, poți să ții un cățel, un și ce poți să faci? Poți să aduci doi copii, poți să nu stai, adică e pentru cupluri, e pentru familii, pentru ce este apartamentul respectiv. Toate astea se pun acolo ca să întrebi omul ce vrea. E, la noi, la, bineînțeles, la cafenele, trebuia să producem cafeaua respectivă. Și aveam toate produsele aici. Cum se face espresso, după aia, cappuccino, da? Crema de lapte, cum se face. Toate, toate produsele din meniu trebuiau exemplificate. Cum exemplificam? Ok, aveam, să zicem, la espresso pași. Da, Cum se face? În primul și în primul rând, pașii trebuiau să fie, nu știu, 1, 2, 3, 5 pe la număr. Depinde cât e nevoie ca omul sau, de fapt, ca orice om care citește um, documentul ăsta și urmărește pașii să poată să-i facă din prima. Cu un mentor prima dată și apoi să-i rețină. Este foarte important să fie scriși. Pasul numărul 1. Scoți portafiltru, este ăla unde se macină cafeaua, din espresor, pentru că alea sta un espresor mereu. Pasul numărul 2. Cureți portafiltru de zaț în sertarul pentru zaț. Numărul 3. Introduci portafiltru la măcinător. Numărul 4. Dai drumul la măcinător pe o doză sau pe două doze, depinde ce portafiltru ai luat sau depinde ce cafea ți s-a cerut mare sau mică. Numărul 3. Și tot așa. Și uite așa ajungi la fiecare produs. Da, trebuie făcute. La fiecare produs în parte, primii pași, da? Până la sfârșit. Cap coadă. Trebuie făcut cap coadă ca la proști. Deci asta este, ăsta este cel mai bun sfat pe care pot să vi-l dau. Făcute astea exact ca la proști. Dacă știe să citească omul, trebuie să poată să citească și să facă tascurile respective. Chiar dacă are dizabilități. După cum știți, McDonald's-ul e cel mai bun pe așa ceva. Da? conceptul care adună orice fel de om și dacă are dizabilități și poate pune procedurile în fața lui și îl poate învăța să facă meseria, nu știu cât durează la ei, o săptămână, două, la noi durează o săptămână să înveți tot. Și asta faci cu toate produsele tale. Apoi, ar mai fi, în locație, să zicem capitolul 3, cum se așează locația. Pentru că mai vin clienți, se așează la masă, mai dau o pernă la o parte, un scaun rămâne întors, poate rămâne un meniu pe masă la restaurante. Deci trebuie să, cu poze, bineînțeles. A, ah, și am uitat să zic de poze. Deci la toți pașii ăștia, Pui poze cum arată portafiltrul. Noi am pus undeva la trei poze, parcă. Și se combinau, nu știu, cu vreo doi pași. La doi pași erau euh, pozele astea două. Sau făceam un colaj de poze. Cu pasul 1, 2, 3, 4, 5, cu fiecare pas în parte, care aparține unei poze. Poza numărul 1, da, și euh, pasul numărul 1, scoți portafiltru. Arătam cum scoți portafiltrul de acolo. Pasul numărul 2, cum cureți portafil, portafiltru, Pur și simplu cum se băga periaia aia și curățați și dădea afară. Se poate face și cu un video. Însă nu este oarecum recomandat. Dar noi încă suntem în dubii dacă să facem un canal strict pentru cei care, pe YouTube mă refer, strict pentru cei care vin noi, un canal privat și ei să primească acces acolo atunci când vin, bineînțeles, la, la noi în companie și trebuie să învețe toate produsele astea, însă dacă e să plece omul de acolo, e posibil să-și păstreze, să păstreze toate clipurile, poate să le salveze, adică intră mai mult frauda dacă vrea cineva să facă rău, mă rog. Așa cu astea nu prea poți. Le pui pe un site și accesul doar prin, prin mail, nu poți să le salvezi. Dar eu, de exemplu, eu nu sunt sceptic așa cum fac companiile vechi, să zici, bă, să mențin totul foarte, foarte ascuns, pentru că nu mai este cazul. Oricum se află, dacă vrea să se afle ăla, poate să scrie el, bineînțeles, manualul lui de proceduri. Dacă a lucrat la noi foarte mult și a învățat asta pe de rost, poate să scrie singur de la capăt și să-și pune el poze de pe net toate. Deci aici este cu Dute Vino. Noi momentan am făcut doar un PDF, prin care dacă te duci la cuprins, poți să apești de exemplu, pe capitolul ăsta sau pe, la producție, de exemplu, apeși pe un produs, pentru că cuprinsul era desfășurat, am uitat cum se face capucinul. Apăs pe linkul ăla și mă duce mai jos în PDF, unde am toți pașii pentru a face un capucinul, de exemplu. Revenind la locație, deci așezarea. Cum sunt așezate elementele în locație? Pe asta chiar am făcut concursuri, v-am zis și în vlogul anterior deranjam niște chestii prin locație, puneam o etichetă în jos, mutam, nu știu, un răftuleț de snack într o parte și interschimbam cu altceva și trebuia să găsească practic pozițiile astea greșite și să le pună înapoi. Și vedeam practic câte observații din 10, lăsam 10 greșeli pur și simplu ca ei să le vadă și vedeam câte din 10 reușeau să le stabilească înapoi cum erau. Și toate, bineînțeles, erau cu poze. Partea inclusiv la baie poza, am WC-ul, unde stă peria, unde stă hârtia igienică, unde stă ăla, unde stă aia și trebuia să le verifice, bineînțeles. Așa nu rămâneau nici fără hârtie igienică, nu era nimic murdar acolo pentru că trebuiau constant să verifice pentru că și ei erau verificați mai departe de manageri. Mai avem, să zicem, la un capitol 4, checklisturi de închidere și deschidere, vi le-am spus și în vlogul despre team management primul de așa natură. Inclusiv când omul vine și își pregătește locația, sau dacă e vorba de secretara care vine la agenția imobiliară și își pregătește locul de muncă. Trebuie să vină să, dea drumul la casa de marcat, dea drumul la calculator. Trebuie puși pașii ăștia acolo, la, și la închidere și la deschidere. Pentru că omul, practic, lucrând după un, un sistem ăsta de proceduri, li se automatizează în cap chestia asta și nu mai au nevoie, la un moment dat, să fie nici măcar verificați. Sau dacă vine cineva nou și ăștia trebuie să îi instruiască pe aceea, practic ei din meseria pe care au lucrat și proceduri puse undeva, cel care vine nou este foarte ușor de instruit, nu mai trebuie să o faci tu. Eu nu mai instruiesc pe nimeni acum care intră în bar, nu mai instruiesc pe nimeni care vine la contabilitate, nu mai instruiesc niciun om din compania asta, pentru că i-au învățat pe cei care au venit și au lucrat după procedurile astea să instruiască și ei la rândul lor. Aia vine cu alt manual de proceduri. Și aici toate astea, bineînțeles că vin tot în pași. Aici se poate pune ca un checklist cu bifă. Deci omul dacă e, nu știu, e dimineața, este foarte somnoros. Are ciclist în față, fie că e pe telefon, fie că e pe foaie de hârtie și trebuie scos în fiecare zi dimineață și seara, de exemplu, dacă e ciclist de închidere, pur și simplu bifat ca la proști. Deschide ușa cu cheia. Bifat, am deschis-o, bineînțeles după ce ai deschis-o. La sfârșit de tot ai trecut de pași ăștia care uh, trebuie realizați când se face deschiderea, de exemplu, ai semnat și ai pus foaia de hârtie ca managerul să o vadă. E, și bineînțeles, managerul poate să verifice foarte ușor dacă a lucrat în trecut pe sistemul ăsta și a promovat între timp și a venit altul în locul lui, el știe unde trebuie să se uite, fără să se mai uite la manualul de proceduri. Și vede dacă s-a armat sau s-a dezarmat aia, adică se auzea alarma dacă nu se dezarma. Vede dacă ai făcut curățenie la baie, vede dacă ai așezat bine snecurile, vede dacă ai pus pernuțele înapoi la zona de sitting, vede dacă ai terminat croasantele și ți-ai pus altele, vede tot. Și atunci poate să vadă, ok, dacă ai semnat ce ul ăla, de exemplu, deschidere sau închidere, înseamnă că răspunzi de treaba Asta trebuie să facă manualul de proceduri trebuie să, le, să îi responsabilizeze pe cei care vin la voi. Deci asta faceți cu primul angajat. Toată meseria voastră pe care ați făcut-o până la un moment dat trebuie pusă pe foaie. Fiecare task în parte, breakdown pe el. Când mă duceam la baie, ce făceam? Plecam din bar, anunțam colegul că plec din bar, asta era pasul 1, da? Mă duceam la baie, încuiam ușa după mine, asta era pasul 2. După ce încuiam ușa, mă duceam la baie, îmi trăgeam pantalonii și mă puneam pe WC-ul. Ăsta era pasul 3. După ce terminam, luam hârtie igienică ca după aia să plec. A, n-am hârtie igienică. Înseamnă că nu ți-ai respectat celelalte îndatorări. Deci tot ce se întâmplă la locul de muncă trebuie pus pe foaie și procedurizat, inclusiv mersul la baie. La fel procedura de bătut pe casă și scos bon fiscal, care este, este din punct de vedere legal, trebuie să o faci. Sau, dacă nu, ajungi și angajații să te fure din cauza asta. Până și aia, pasul 1, când vine clientul, trebuie să bați produsul respectiv. Pasul 2, faci ce drag urmează să faci. Pasul 3, nu știu, ai recomandat ceva în plus ca să mai, să mai vinzi ceva, îl pui și pe la acolo pasul 4, 5, 6, îi dai bonul, iei banii, da? Toți pașii ăștia trebuie puși acolo și trebuie respectați. Și bineînțeles, după aia puteți să mergeți pe Mystery Shopper, dacă ați auzit de treaba asta. Practic, trimiteți pe cineva, cunoscut de al vostru, dar necunoscut de al lor. Și puteți să, -i dați, să le dați și lor chestia asta sau, mă rog, managerii, dar când e vorba de, de, bani, că acolo e cea mai importantă treabă, e, acolo este cel mai sensibil loc de lucru, la casa de marcat orice ai vinde. De-aia toată lumea își pune cameră de luat vederi fix deasupra casei ca în cazul în care lipsește vreun ban de acolo să-și verifice angajații prin dovezi video și gata, dacă altfel nu merge. Însă, ca să vezi și norme de conduită, dacă se menține vibe-ul, dacă se recomandă chestiile care trebuie, dacă este făcut espresso sau cappuccino cum trebuie, de exemplu, un mystery shopper, practic, vine ca un client normal și cumpără un cappuccino. O să ia, practic, la, la rost tot ce se întâmplă aici, dar fără să-i spună nimic. Și el după aia își face formularul. Ok, conduita a fost bună, s-a îmbrăcat exact cum trebuia. Salutul a fost cu zâmbet. vibe n-a fost potrivit. Vorbea cu colegul lui despre ce meci a fost aseară. Un punct în minus, sorry. Capucino a fost exact cum trebuia. Căldura optimă, gustul bun, cremos, în locație. Toate elementele erau așezate exact ca în poză, pentru că ăsta a primit poza sau pozele atunci când s-a dus în verificare sau înainte. Era curat în locație, nu era. Și pur și simplu putea să dea note de genul ăsta, e ca o verificare managerială, însă cel care lucrează în bar sau în birou acolo nu știe că este verificat. Tocmai de aia este bine să fie verificat fără să știe, pentru că dacă îl știe pe manager sau pe șef, când vine șeful toată lumea, e, a, gata, a venit șeful, trebuie să avem grijă. Nu, nu, trebuie să fie așa mereu. Și nu este ca o poliție, pentru că dacă compania aia nu merge din cauza că, virgula, angajatul nu-și face treaba cum trebuie, din cauza că tu nu i-ai dat toate astea primului angajat, pe atunci compania aia nu o să crească niciodată, o să ajungă în faliment cât mai repede posibil. Nu doar că cu primul nu poți să faci chestia asta, cu al doilea care vine practic este același lucru. Și începi să construiești ca și cum ai construi o casă pe nisip mișcător. Poți să angajezi tu, angajați nepotriviți 100. La un moment dat se va termina treaba. Deci frumoșilor, data viitoare probabil că o să vă povestesc pe partea asta de primul angajat, cum am fost furat și cum am tratat situația. A fost penibilă, însă eu zic că m-am descurcat foarte bine. O să aștept părerile voastre atunci despre asta. Până aici vreau să știu dacă v-am oferit informații bune, puteți să dați vă rog și un like, până atunci lăsați și un comentariu aici să vedem dacă mai aveți informații sau nevoie de informații, dați și un like, dați și un subscribe și ne vedem data viitoare, v-am pupat!